Ziua Poliției Române este sărbătorită pe 25 martie, zi în care este prăzmită sărbătoarea creștină a Bunei Vestiri, al cărei simbol se afla pe primul steag al Marii Agii, preluat ulterior și pe actualul drapel al Poliției Române. Pentru a marca în avans împlinirea celor 202 ani de activitate, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui au desfășurat în perioada 21-24 martie, în tot județul, diverse activități de tipul Ziua Porților Deschise, prin care au sărbătorit în mijlocul comunității ziua festivă. Cu acest prilej, joi 21 martie, polițiștii vasluieni au adus din nou zâmbete largi pe chipurile celor peste 100 de copii ai Centrului Școlar pentru Educație Inclusivă Negrești. Și în acest an, aceștia i-au așteptat și primit cu entuziasm pe polițiștii vasluieni. Pentru a sărbători cum se cuvine ziua lor, polițiștii au invitat toți elevii Centrului Școlar pentru Educație Inclusivă Negrești la pizza la un restaurant din orașul Negrești. De mai mulți ani, Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui a luat sub ocrotire copiii de la Centrul de Educație Inclusivă din orașul Negrești. Având în vedere că pe 25 martie sărbătorim Ziua Poliției Române, ne-am gândit să fim alături de copii și să sărbătorim această zi împreună cu ei. Astfel am participat la o activitate care a fost organizată de copiii de la Asociația Salvați Copiii, după care ne-am deplasat cu copiii la un restaurant pentru a servi o pizza împreună și un pahar de suc. Mulțumesc Poliției Române pentru că a ales să se sărbătorească alături de copiii instituției noastre. A fost o oportunitate pentru ei a merge la un restaurant și a servi alimentul lor preferat. Pentru ei, pentru mulți dintre ei, este singura lor ieșire la restaurant și au consumat alimentul lor preferat, pizza. Totodată, vineri, la poligonul auto, amenajat în parcarea complexului comercial Interex, a fost organizat un workshop destinat conducerii defensive și în regim prioritar, în care au avut loc demonstrații de îndemânare și au fost exemplificate diverse modalități de intervenție. Acțiunile au continuat duminică la complexul comercial Silver Mall, unde sutele de copii prezente alături de părinți și bunici au fost dornici să întâlnească pe polițiștii rutieri, pe mascații de la serviciul pentru acțiuni speciale, dar și câinele polițist Gama. Publicul larg, în special micii oaspeți, au fost încântați de tehnica și dotările luptătorilor menite să-i ajute în intervențiile zilnice. Cei mici au fost dornici să vadă îndeaproape autospeciale poliției rutiere să pornească sistemele acustice și luminoase folosite atunci când aceștia circulă în regim prioritar și să primească primele sfaturi despre siguranța în deplasare. Adolescenții s-au putut informa despre o posibilă carieră în poliție, beneficiind de sprijinul Serviciului Resurse Umane, care a prezentat oferta educațională pentru școlile de agenți de poliție sau pentru Academia de Poliție. Unul dintre cele mai inedite standuri a fost creat de polițiștii criminaliști care au amenajat scena producerii unei infracțiuni și au simulat o cercetare la fața locului. De o atenție deosebită s-a bucurat și standul polițiștilor Biroului Siguranță Școlară, împreună cu cei de la Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității, care le-au oferit copiilor sfaturi prețioase despre cum să se ferească de bullying și cum să acționeze în situațiile delicate apărute la școală. Câinele de urmă Gama, în vârstă de 11 luni, nu putea lipsi de la jocuri, demonstrațiile sale bucurându-i pe cei mici, ca în fiecare an. Standul amenajat de polițiștii Biroului Pregătire Profesională Vaslui a dat șansa doritorilor să observe și să poată participa activ în activitățile de depistare, interceptare, imobilizare, încătușare și conducere, procedee polițienești prezentate de polițiști cu sprijin luptătorilor de la acțiuni speciale. Nu puteau lipsi invitații speciali, prietenii de la clubul Moto Blue Kings România 4, care au încântat publicul cu motocicletele expuse. Mulțumesc tuturor că ați venit în număr mare la complexul comercial Silver Mall, unde astăzi avem o nouă activitate prin care dorim să celebrăm Ziua Poliției Române. Am continuat astăzi șirul activităților pe care l-am început la Negrești, l-am continuat la Mugeni și la Bârlad și astăzi, 24 martie, suntem la Vaslui și la Huș. Avem alături de noi colegii de la Serviciul Criminalistic, colegii de la Biroul pentru Siguranță Școlară, colegii de la Compartimentul pentru Analiza și Prevenirea Criminalității, avem colegii de la Biroul pentru Protecția Animalelor, un birou nou înființat. Avem colegii de la Biroul pentru Protecția pentru Pregătire Profesională. Avem colegii de la Serviciul Rutier. Avem luptătorii de la acțiuni speciale.
avem cadrele serviciului resurse umane, avem conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, avem colegii de la compartimentul de relații publice și ca invitați avem colegii de polițiști motocicliști de la Clubul de Motociclete Romanian Blue Knights 4. Celebrăm profesionalismul colegilor mei, celebrăm onoarea și celebrăm faptul că suntem în mijlocul comunității, spunem noi un stâlp al comunității. Activitățile vor continua astăzi până după prânz, la Vaslui și la Huș, urmând ca mâine să încheiem, de fapt nu vom încheia mâine, mâine vom avea balul caritabil, balul Bune Vestiri și până pe data de 27 vom avea în continuare, vor continua acțiunile de donare sânge și vom merge la un cămin de bătrâni pentru a oferi cadouri, diverse cadouri strânși din banii adunați la balul caritabil. Încă o dată vreau să mulțumesc tuturor că ne sprijină în activitățile pe care le derulăm. După cum vedeți, am adus alături de noi tehnica din dotare, avem auto speciale de poliție rutieră, de criminalistică, ale celor de la acțiuni speciale, avem auto speciala de la protecția animalelor, avem toată tehnica din dotare, mă refer la dispozitivele Spike, avem pistoale Radar True Cam, avem drug testul, avem alcool testul. Am venit în mijlocul cetățenilor și am vrut să le arătăm cum acționăm în diverse situații, ce aparate folosim. Am avut săptămâna aceasta la poligonul auto, care noi l-am amenajat la complexul comercial Interex. Am avut o demonstrație de conducere atât defensivă, cât și de conducere gen prioritar. Credem noi că au făcut deliciu celor prezenți. Astăzi nici cei mici nu au fost uitați. Avem niște ateliere gândite de colegii de la PSS, de la siguranță școlară și de la cei de la prevenirea criminalității, astfel încât să-i ținem manageți, să-i ținem implicați și, de ce nu, cu o parte dintre ei să ne vedem peste ani în corpul polițiștilor. Pe toată durata activității, participanții au primit baloane, pliante, flyere, diplome și reviste cu sprijinul Complexului Comercial Silver Mall Vaslui, al organizațiilor sindicale și profesionale, precum Corpul Național al Polițiștilor, Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual, Asociația Per Aspera Ad Astra, Sindicatul Polițiștilor Europeni Europol, Sindicatul Polițiștilor din România Diamantul și al Asociației Internaționale a Polițiștilor, Regiunea 1 Vaslui. We'll be right back.